Odată ajunsă la Câmpul Lung, campania de promovare a Unității Naționale Lunile Tricolorului, manifestarea organizată de gruparea Basarabia e-România, condusă de revoluționarul Mihai Eftimie, a început cu o slujbă religioasă oficiată la Mănăstirea Negru Vodă, în cadrul căreia a fost sfințit drapelul tricolor, după care acesta a fost desfășurat și purtat până în piața primăriei. Pe întreg traseul, participanții la acțiune au scandat diferite sloganuri care făceau referire la unitatea națională a tuturor românilor. Zeci de steaguri tricolore și mesaje personalizate pentru românii de peste Prut au fost purtate cu această ocazie de către manifestanții basarabeni. Ajută, Doamne, și sprijină pe tot poporul nostru, pentru ca neîncetat sporind după voia Ta cea sfântă, să-ți aducă astfel prin os de veșnică recunoștință și mulțumire pentru puterile cerești, trupești și sufletești pe care le-ai dăruit omului, cum și pentru înclinările cele din lăuntru spre felurite științe și meserii cu care l-ai înzestrat. Pă, Doamne, ca acest steag, acest drapel, aducând pururi aminte de poporul nostru, de credința noastră, de însemnătatea bunei chivernisiri și de datoria de a ajuta pe toți cei neputincioși și lipsiți, să le fie totodată ca o pavăză tuturor tare împotriva vrăjmașilor văzuți și nevăzuți, pentru ca în acest chip să se preaslăvească preasfânt numele al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii noi. Se binecuvintează și se sfințește acest drapel, acest steag, cu puterea Harul Duhului Sfânt, prin stropirea cu această apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se binecuvintează și se sfințește acest steag, acest drapel, cu Harul Sfântului Duh, prin stropirea cu această apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Binecuvintează și se sfințește acest steag, acest drapel, cu Harul Sfântului Duh, prin stropirea cu această apă sfințită, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. După care, după ce-l desfășurăm, o să pornim într-un marș ușor, câțiva băieți și fete din Basarabia sunt invitați să treacă în Haro, mașina simbolică a municipiului Câmpul Lung și mașina simbolică a României. Steagul lor, dacă mă mașină, steagul merge pe un drept. Da, o să-ți aduc și steagurile, numai puțin. Treceți după tinerii, vă rog, în Haro. Așezați-vă liniștiți! În momentul în care tricolorul a ajuns în piața primăriei din Câmpul Lung, s-a ascultat imnul național, iar organizatorii au vorbit despre necesitatea apropierii Basarabiei de România și dorința de regăsire a românilor de pe ambele maluri ale Prutului. Drapelul lung de 150 de metri a fost fluturat o oră, timp în care s-a scandat Basarabia e România.